Surpriză de proporții pentru secția de luptă a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște, care va avea o reprezentantă la Campionatul Mondial de Cadeți. Sora mai mică a Larisei Grigore, Alexandra, medaliată cu argint la ultimele campionate naționale școlare, va concura la competiția programată în acest weekend în Ungaria. Pentru luptele autohtone, prezența Alexandrei la mondiale nu reprezintă o premieră în acest an, Marin Filip concurând luna trecută la competiția similară rezervată juniorilor și găzduită de București. Până acum era săptămâna și medalia, acum e săptămâna și omul pleacă la mondiale. Reușiți din nou să dați României sportive importante care vor participa la competiții la fel de importante. Surpriză de proporții din punctul meu de vedere, avem o reprezentantă la Campionatul Mondial de Cadeți. Într-adevăr, ea a fost nominalizată acum 10 zile, o săptămână, pentru categoria 49 de kilograme să reprezinte România la Mondialele de Cadeți. Am deplasat-o la centrul de pregătire olimpică de la Sfântul Gheorghe, a plecat de 3 zile, eu am dus-o, are tot ce-i trebuie, a făcut categoria de greutate și diseară va pleca la Szombathely în Ungaria. Probabil că o să ajung și eu. Se luptă miercuri, se cântărește și joi se va lupta. De asemenea, o altă surpriză este că în prima fază spuneați de 3 sportive care vor fi cooptate în lotul național pentru eventuală participare la mondiale de senioare. Avem 4 deja. Asta în condițiile în care Ana Maria Odvoș este accidentată. Da, și Ana Maria Odvoș este accidentată și Popescu Adina e acasă, e în concediu că a suferit o disjuncție de claviculă. Însă sunt, într-adevăr, 4 la lot. Larisa Grigore, Georgiana Paic, Popescu Maria și Panait Mihaela. Sigur că prezența lor la mondiale, 2 din ele, cu siguranță, Georgiana și Panait. Numărul sportivilor dâmbovițeni care vor fi prezenți la competițiile internaționale de anvergură va fi și mai mare odată cu plecarea lotului olimpic al României la campionatele mondiale de seniori de la Istanbul, acolo unde CS Târgoviște va avea 2 ambasadoare, respectiv Mihaela Panait și Georgiana Paic.